Situație ridicolă la direcția de permise. Sute de oameni au stat astăzi degeaba la cozi după ce sistemul informatic a picat noaptea trecută. Ministrul Carmen Dan a anunțat că de vină ar fi un ventilator de la serverul central care a cedat. Și pentru ca totul să se rezolve ca la români, sediul a rămas închis. Este alături de noi în aceste momente Rodica Tilică. Rodica, bun găsit! Ce a mai spus ministrul? Bun găsit tuturor! Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns astăzi aici la sediul Direcției Regim Permise și Înmatriculări Auto. Aproximativ 30 de minute a durat discuția pe care ministrul a purtat-o cu reprezentanții instituției, discuții în care s-a vorbit despre problema actuală și anume nefuncționarea serverelor informatice. Totodată, ministrul de Interne a venit cu asigurări că a fost comandată o piesă, pentru că defecțiunea a avut loc la un ventilator și această piesă defectă a fost comandată încă de aseară și urmează să fie livrată undeva în jurul orelor 15 în această după-amiază. Tot ministrul Carmen Dan dă de asigurări că nimeni nu va pleca de aici până când problema nu va fi rezolvată. A mai precizat ministrul faptul că ea a fost anunțată încă de aseară de la orele 22 că este posibil să aibă loc această defecțiune și s-a luat această măsură de a întrerupe programul cu publicul pentru a nu risca faptul ca oamenii să vină în continuare aici fără să știe acest lucru. Însă totuși acest lucru s-a întâmplat la primele ore ale dimineții, mai exact la ora 7, deși ușile se deschid la ora 8. Oamenii erau aproximativ 100 de persoane aici în fața sediului, oameni care nu au știut despre acest lucru. Ce s-a întâmplat a fost o defecțiune la sistemul de răcire, pur și simplu o defecțiune mecanică care n-a putut fi anticipată. Tot aseară, când am intrat pe avarie, am lansat și comanda pentru piesele care trebuie înlocuite. Această defecțiune mecanică înțeleg că n-a putut fi anticipată. Pur și simplu a cedat o componentă, un ventilator, care nu ar fi dat și nu a dat semnale că ar putea să cedeze. Ne dorim ca mâine sistemul să funcționeze la întreaga capacitate.